G2A, jocuri ieftine. V-am promis că o să învăț pe Narcisa să joace Minecraft, iar eu sunt un om de cuvânt și un gameplayer extraordinar de bun la orice joc se există pe planeta Pământ, oameni buni. Așa că iată-ne astăzi aici, mă aflu alături de iubita mea și o să o învăț să joace Minecraft. N-a jucat Minecraft în viața ei, nu știe ce o așteaptă și abia aștept să apară creeperii, pentru că săraca o să aibă parte de foarte multe surprize, pentru că apasă pe single player, pe creează o lume nouă. Și din nou pe creează o lume nouă, că nu vrem să punem nici seed, vrem să fie totul la voia întâmplării. Știi prima dată când te-ai apucat de Minecraft și nu știai ce fac toate creaturile și nu știai cum să craftezi absolut nimic? Ceva de genul e Narcisa. Bun, te-ai spunat într-un loc chiar foarte ok. Uite, te-ai spunat fix lângă un sat, pe bune? Mamă, cât bolan poți să ai. Mergi. Mergi și prima dată pe jocul ăsta trebuie să te duci să iei lemn. Nu din casele oameni, lasă-le casele în pace, ok? Vezi copacii aia, du-te. Asta o ciupercă. E o ciupercă, e o ciupercă gigantică aia. Da? Da, uite-o. Sunt două tipuri de ciuperci gigantice, de aia roșie și de aia gri. Du-te la copac și ține click stânga apăsat, așa. Ține apăsat până când sparge ăla. Și mai sparge câteva, mai sparge, că o să-ți trebuiască mai multe chestii. Ca să-ți faci unelte, pentru că trebuie, frate, să sapi, să faci chestii foarte multe. Oh, ceva arde acolo. Ce? Ia-ți lemnul. Buștean de steja. Mulțumesc. specimen, dacă știe cineva. Ui, du-te acolo puțin, că am văzut ceva. Ui, arde ceva. Ui, un zombie. Nu te apropia de el. Nu te apropia de el, fugi. Fugi, așa. Vezi că dacă... Ia apasă control când fugi. Nu, ăla e zombie, ăla e un zombie. Gen, când mergi, apasă control ca să alergi. Vezi? Și acum ești mai rapidă. Mi-a revenit viața. Da, uite o pisică! Uite, sunt două! Ai, ce multe sunt! Ce frumoase! O să poți să le îmblânzești, să știi. Ce? Asta e un cetățean? Da, e un cetățean. Seamănă cetățean? Cu... Cine folosește cuvântul cetățean în 2020? Nu-l lovi, mă, ce ai cu pare el? Foarte rău. Bă, are și el familie și copii. Ce faci? O mamă, dar și are mult stres și rate la bancă, dar ăla e nasul lui. E foarte mare. Bă, gata, vezi că o să vină seara și o să fie în mare pericol. Apasă pe E ca să deschizi inventarul. Da? Și acum cu clicul stânga ia și pune acolo la fabricare. Buștenii, gen. Cu click... Ui, ai apăsat click dreapta. Așa, pune pe toți și fă lemne de alea. Apasă click pe ele. Așa. Asta. De mai multe ori. Apasă ca să le faci pe toate. Așa, bun. Și acum... Nu, și acum pune cu click dreapta. Nu, cu click dreapta pui un singur lemn, știi? Nu așa. Unul sus și unul jos. Ca să faci bețe. Așa. Bun, și acum apasă de 3 ori click. 1, 2, 3. Așa, bun. Pune-le inventar. Uite cum faci. Ia cu click stânga lemnul ăla și pune cu click dreapta în locurile rămase. Ca să ai peste tot lemn, da. Ca să faci o masă de lucru aparent. Nu știu exact de ce am Minecraft-ul. Ia-o. Nu știu de ce am Minecraft-ul în română, dar da. Bun, acum hai că ți-am închis inventarul. Pune crafting table undeva jos. Vezi, dă-i de rotiță, da, așa. Și dă-i click dreapta jos undeva. Okay. Bun. Vezi că îți mai trebuie lemn. Du-te și mai sparge cu mâna niște lemn, pentru că te-am pus să faci cam multe bețe din greșeală. Oricare lemn, cred. Da, oricare lemn. Da, sparge-l pe ăsta ca să fie la fel ca celălalt. Nu uitați să lăsați un like, oameni buni. Și dacă vă uitați la video ăsta sâmbătă... Ui, cumva, când ai luat chestia, ți-a dat cancel la... Da, așa am... Sau te-ai mișcat? Dude, asta e foarte ciudat, sunt destul de sigur că chestia n-ar trebui să se întâmple, e bun. Acum nu s-a întâmplat. Acum nu. Ok, cred că ai trecut tu cu... Ați ajunge. Mi-a ajuns. E ok, da, ia-l și pe ăla. Ce spuneam, dacă vă uitați la video ăsta sâmbătă, vreau să știți că avem și un vlog pregătit, click dreapta, pentru voi pe canalul meu de vlog. Nu știu pe ce ai apăsat, sincer, dar n-am mai apăsat pe ăla, că ăla de fapt îți spune multe rețete și tot felul de chestii, știi? Da. Dar e o carte cu... toate rețetele, da? Mai pe mine, frate. Eu am toate rețetele în minte. Da. Bun, ia buștenia aia și gen pune-i acolo. Aici. Așa, și ia toate scândurile. Da. Toate gen. Tac, așa. Bun, și acum cu scândurile apasă click dreapta acolo și acolo, așa. Da. Bun, acum pune asta în inventar. Poți să le pui unele peste altele, știi? Gen alea de jos, ia uite-le. Alea două. Stai, astea. Așa. Nu. Să le pui gen 2 peste 21. Ca să le stachești, știi? Da. Bun, acum ia pețele și pune unul aici și unul colo jos. Unul aici. Așa.
Perfect. Oh, mi-a ieșit... Păi stai, ai făcut un târnăcop. Bun, ială. Până asta trebuia să fac? Ba da, ca să faci repede rost de, cum îi zice, de piatră. Bun, ai... Începe să sapi. M-a pus să spar casele oamenilor. Nu, lasă casele oamenilor în pace. Wow, ce rea ești. Bă, nu, de tu! Aia e cea mai periculoasă chestie pe care o poți face în jocul ăsta. Dacă ce? Era lavă sub tine și săpai și cădeai fix în lavă și crăpai. Nu! Oh my god, îmi dai anxietate numai pe la chestia asta că nu... Bun, nu, întoarce-te înapoi. Fiantene, trebuie să sapi sub formă de scară, acolo unde e săpat. Aici? Nu, da, cazi în groapă. Aha. Așa, și uite-te în cealaltă parte, gen acolo, așa. Aici. Da, și sapă acolo, distruge blocul ăla, ăla de jos. Așa, și ăla de jos. Așa, și coboară o treaptă în jos. Câte o treaptă ca să faci ca un fel de scară care coboară în pământ. Uite, ai dat de piatră, acum scoate târnăcopul. Scoate târnăcopul, că de asta l-ai făcut. Dă-te înapoi. Tu faci din adică. Oh my god. I swear to god, dacă mă ridic și de aici și așa plec, că mă ia tensiunea când văd chestia aia. Dude, e cea mai periculoasă chestie. Tu știi câte diamante am pierdut eu făcând prostia aia când eram un youtuber mic și fraier care de-abia i-a învățat să joace Minecraft. Bine, fraier sunt și acum. Ideea e că sap așa sub formă de scară, știi? Da. Vezi că ai lăsat două trepte. Stai, aici... Da, dă-te în spate cu S-ul. Așa, vezi? Că S-ul te dă cu spatele în cazul în care nu ți-ai dat seama. Da, nu, că sunt concentrat. E ca pe GTA, mă, controlele. Ai văzut că te-am pus să... Am pus-o și a jucat GTA și... Ai mai jucat de atunci sau nu? Odată. Odată? Nu poți să-mi spui unde ai ajuns, nu? Mamă, știi ce bine conduc? Nu, ultima dată când am venit, parcă țineai două mâini pentru tastele W ase de nou. N-ai văzut nu nimic. Țineai cu un deget de la o mână W și cu celelalte... Nu? Ești sigură? Ok. Cred că te-ai afundat cam tare ai suficiente pietre, dar ai nevoie de torțe. Deci fii atent ce o să faci. O să mergi și o să furi. O să furi din satul oamenilor torțele. Știi, te duci, le vezi și faci yoink. Știi, și mine now. Știi, și practic le furi. Vizi în dreapta. Trebuie să aibă, uite, văd pe casa aia niște torțe. Uite o vacă. E oaie aia. E oaie. Uite o vacă. De ce arată? Că e mai murdară la piele, la blană, ce vrei. Mă înțeleg cu ea. Te înțelegi cu ea, da, ai vorbit cu ea și a plecat. Nu distruge, mă, casa oameni. Stai să văd și înăuntru. Și înăuntru, nimic pentru tine. Vezi că ai ceva de sticlă deasupra capului. Trebuie să o spargi. Așa, și acum poți să intri. Dar vezi, uite, ai un pat, poți să dormi aici. Auzi, mă, ia tu, cum îi zice, ia tu... Păi nu că e... Păi nu e noapte. Ia cobblestone-ul și baricadează înapoi casa. Acolo, unde e stricat. Ăla e, pietruiala aia. Așa. Bun, și acum du-te, ieși pe ușă și du-te și caută torțe. Păi cum este? Îmi e greu să-i zic pietruială. Like, cobblestone, frate, eu știu de cobblestone. Oh, nu! Nu, bă, nu e asta. Uite un copil! Văd și are nasul la fel de mare. Nu-i mai lovi, mă, că nu o să mai vrea să facă trade cu tine și chestii și poate o să te atace sau ceva. Nu știu ce-au mai făcut pe jocul ăsta. Bun, uite torța deasupra. Ia, spargi-o de acolo. Cu click stânga, click stânga. Click stânga. Nu, lasă-le acolo, că nu le spargi cu mâna, durează prea mult. Click stânga. Bun, și ia-o. Păi n-am distrus-o. Păi da, a căzut jos. A căzut jos. Și caută torțe de astea. Uite una fix acolo. Caută de astea și strânge vreo câteva ca să te poți duce. Da. Da, uite, vezi că ți-a pus în hotbar, știi? Și uite, ai luat, aveai două, acum ai trei. Uite, aici ai multe. Da, ideea e că îți trebuie torțele astea ca să mergi acolo în mină dacă vrei să sapi să găsești alte chestii. Bă, du-te și caută prin casele oamenilor că trebuie să găsești niște cufere. Da? Găsești cufere și le furi chestiile bine, importante. Dar vine seara. Văd că vine seara. Ai văzut ce s-a auzit? Da, și-a fost aia. Nu știu, din când în când vin sunete de astea și sunt pic... Da? Da, nu e nimic aici, nu e nimic aici. Du-te în stânga. Am văzut case mai mari. E o peșteră. Numai că nu știu dacă vrei. Oh, uite, coal! Du-te și sparge coal-ul ăla. Ăsta e... Asta? Nu. Adică asta? Ăla negru de acolo. Ăla cu negru. Uite ăla. Ăsta e... Nu, cu târnăcopul, Dar nu prea mai am. E cărbun. Nu, ți-ajunge. Ăsta e cărbun aici, o să faci mai multe torțe cu el, știi, ca să nu mai furi din... Da, vine noaptea. Apoi și ce, băi, noaptea... Bă, noaptea vine... Bă, păi de asta ai paturi în casele oamenilor, te duci la ei și dormi, știi? Hai, de capul, cum... Stai așa. Așa, hai. Na,
Bă, ai putea să te duci la somn. Ai putea să te duci la somn. Da. Dar eu vreau să te plin. Oh, uite, au un golem de piatră ăștia. Unde? Asta? Nu, wait, nu, înțeleg eu că aia e piatră, dar uite ăla de acolo, ăla care se ascunde. Nu-l lovi. Dacă apeși click stânga pe el, te ia ăsta. Nu! Full! Oh my god, am zis să nu. Dar ce era aia? Ce face mai exact? Ce chestia aia vine și îți trage una și ești moartă. Pleacă de acolo așa să te uite. Păi să... și mai vine după mine? Păi deocamdată văd că nu vine cumva și a făcut milă de tine că te-a văzut începătoare, dar eu știu că ăla îți dă o bucată și ești moartă. Oh, a. Stai, mai dar plimbă. Dar nu, eu nu mor așa mai, ușor. Mai plimbă-te puțin pe aici. Oh! Ce era? Mai ești spăriet? Mi-ai auzit fâsuitul? Nu. A făcut ceva gen... E, dar eram concentrat aici, ia, că nu mă interesează. Cum de nu te-a omorât? De nu ți-a scos nimic din viață, ce logic are asta? Asta odată în, eu nu pot să cred așa ceva. Ei, cum să te duci la un golem de piatră, îi tragi una, nu te atacă. Vine un creeper lângă tine, fâsâie, îți cade trei. Stai, golemul ăla l-a pus să tenis, îi da, e din sat, e din sat gen. Aha. Cum să vină creeperul să-ți cadă numai trei inimioare de viață? Auzi? Tu ai prea mult noroc pe jocul ăsta, deci da, eu pun pariu că dacă tu sapi până în jos, o să dai de diamante și nimic altceva. Groapă cu lavă ascunsă sub pământ, nu domnule. Norocul începătorului. Oh, uite scheleții, uite, îi vezi? Unde? Uite, bă, nu te uita la ăla, ăla de acolo așa negru. Nu te uita la el! Ia click-ul de pe el, ia mouse-ul de pe el. Dacă te uiți fix la el, se teleportează la tine și e rău. Vezi că e un zombie în spate, fugi, fugi! Oh, bună! Fugi! Da, dar chiar nu m-am speriat. Fugi! Văd, unde ți-e frica? A, vine după mine. Bă, nu te ducă la verde, bă, aia sunt scheleți, înapoi, fă stânga, du-te și intră într-o casă, uite, vezi ușa aia? Intră pe oh my god, intră pe ușa aia și închide-o, intră și închide-o, închide-o, gata, oh my god, ești safe. Bun, trebuie să poți dorm acum. Nu poți, că gen sunt monștri în apropiere. Păi și o să vină după mine. Oh my god. Hai că nu mă văd PGM, poate. Dacă vrei să ieși pe cealaltă parte, n-ai unde să te duci decât să fugi în altă casă și gen apoi nu să... Nu mai fug, lasă. Vrei lasă să rămâi aici? Ia mai apasă iară pe pat, poate nu. Te lasă acum. Poate te lasă acum să dormi. Nu, sunt monștri în apropiere. Ei, dar nu-i corect. Vrei să, vrei să încerc să te scot eu de aici? Da. Ia, adică dă-te că ți arată gameplay-ul profesional, ia. Bun, da. Au, oh, am uitat. Ah, ok, mai ai lemn, mai ai suficient. Ia uite aici. Pac. Ia uite aici, așa, nivel ridicat de gameplay. E lag. Ok, n-ai văzut absolut nimic. Bun, fii antenă. Și în afară de asta mai vrem așa. O de asta. Pac, am făcut o sabie. Mâncăm păi asta pentru că de ce nu? Păi și sabia m-aș putea să-i omor sau? Da, păi, you know, e mai bine să dai cu sabia decât cu mâna, știi? Da. Nu putem să ieșim, ok. Dar puteai să ieși pe ușă. Păi nu vreau să ies pe ușă, că pe ușă sunt creaturii rele și bulanjoaice care o să vină să mă atace. Tu ai preferat să spargi peretele. E lag! N-am putut să intru pe ușă, ai văzut? Mamă, ce joc plin de buguri, frate, m-am săturat. Acum. Ui, te-a lăsat. Sunt chiar foarte curios ce o să se întâmple. Ui, a funcționat? Oh my god, a funcționat, nu pot să cred. Ia de aici așa. Vezi că creeperii nu mor. Dă-te de departe de el. Păi fugeam cu spatele, dar tu apăsai pe celălalt buton și nu mai fugeam. Dar nu mi-a dat seama. Deci fii antenă, întoarce-te la el. Fugi, că vin scheleții. Mergi cu control, așa. Așa, bravo, bine că n-ai căzut în groapa aia pe care ai săpat-o. Ia uite-te înapoi. Gata, au murit scheleții că au luat foc. Ăla verde, fii antenă, ce faci? Te duci și dai lovitură și te duci în spate. Du-te în spate. În spate? Cu S-ul. În spate. Ok, vine naturat mult să... Să mori, apasă pe reînvie. Apasă pe reînvie, că te spuneți fix aici, nu e problemă. Păi și moștri... Rut? Ce-a fost ăla? Iar e chestia și e. Iar e. Golem? Cum se cheamă? Creeper. Fatal. Creeper? Da, creeper îi zice, de la care vine. Nu era golemul. Nu, golemul nu are treabă cu tine, aparent. Du-te înapoi și ia-ți itemele, că ai murit fix acolo. Mine. Păi l-ai luat că ți-l-a stricat creeperul. Ți-l-a stricat creeperul și gen l-ai... Vrei să dor? Bă, înțeleg eu că patul ăla e făcut din blană de oaie, dar chiar așa îi l-arăți. Nu, înapoi erau itemele tale. Uite pe acolo, pe undeva. Gen pe plajă, cum ar veni, uite, fix aici. Ia-ți înapoi târnăcopul. Dar uite, astea? S-a păi, mele? Astea erau ale tale, mă, dar ai murit, știi? Ah, păi și poți să le adun după da, ea? Da, normal că poți să le aduni. Dar dacă stai prea mult, după aia nu o să le mai găsești, știi că dispar. Cred că era pe aici peștera, dacă nu mă înșel. Vezi după casa asta.
Stai, dar nu mai adun... Da, adună și de astea, vezi că mai era încă una. Adună și câteva de astea să ai. Dar ideea e că te duci să faci și repede mai multe, pe și acum luând am că cărbunele. Să mă duc, uite, în față, în față acolo. Du-te în față, că trebuie să fie groapa aia pe undeva. Mai știi pe unde era? N-a... Groapa aia mare. Da. Dar nu mai știu nici unde era. Da, stai, eu uite-o. Nu cred ba, că da, e. Ba da, ba da, ba da. Aia e? Ba da, ba da, ba da. Ah, da, aia e. Ba da. Ok. Wait, ești sigură? Stai, că edita mai groapa. Adică am pierdut că poți să ții... dacă... Nu! Vai, dar ține shift-ul, ține shift-ul. Shift-ul și te poți apropia de margine de tot. Cu shift-ul mamă, ce e acolo. Nu mă mai duc, las. Nu te duc acolo. Nu mă mai duc. Cu shift-ul poți să stai fix pe margine, fără să cazi, știi? Aha. Ca să te apropii de ceva. Bun, du-te și caută iară groapa aia, că nu e aici. Mamă, dar era prea adâncă. Carte de rețete. Rețete noi deblocate, what the fuck? Nu știu, mă, unde era aia. Uite, dreapta? Nu cred. Asta da. E, mă, asta e. Ia, intră acolo și ia ăsta negru, Dacilea. Nu e, mă, monstru, nu e, mă, niciun monstru aici, mă, stai, ba, mă. Da, o mai... Ia sabia în mână și dă-i ăla. Dă-i o lovitură. Unde? Nu așa, nu așa, că nu dai damage mult. Uite așa, așa. Da, acum, dă-i, că ți-a dat foc. Oh my god. Deci am murit. Nu, trebuie să-i dai o lovitură și trebuie să aștepți să se încarce chestia aia. Vezi că e o săbiuță care se încarcă. Că altfel dai damage, dar degeaba, știi că nu dai damage. Trebuie să apeși o dată, apoi aștepți o secundă, iară dai, știi? Uite, încă unul. Dă-i o dată, așteaptă, acum iară, dă iară. Dă-i, poți să-i dai iară. Așa. Deci așa, ușor. E simplu. Dar mai vine alții. Dar vezi că de obicei când vine câte unul trebuie să dai în spate, știi, și dai lovitură ca să nu te... Dar nu mai vine, măi. Ei, băi, nu mai stăm așa aici, crede-mă, 100%. Sim. Uite, ăla-i fier. S-a auzit în afară. Da, bă. Numai când... Da, s-a auzit în dâmb, vezi că e un schelete. Vezi că e de la cu arcul. Ăla trage de la distanță și cam n-aș pa să te... Da, dar îmi ia o leac de viață. Și la noapte ce fac? La noapte, data asta, nu o să mai aștept să vină noaptea și o să... Păi nu, că acolo aveai căulul, trebuie să iei căulul ca să faci rost de, cum îi zice, de torțe. Că dacă n-ai torțe, nu vezi când sat, că ai văzut că e întuneric. Mini. Tu te-ai spărat pe mini. Păi cred și eu că l-ai lovit de 2 sau 3 ori deja. Îmi vine sprâng. Tu ești care l-a lovit, săracul. Pare rău. Lasă, te-ai iertat, lasă. Lasă, da, știu, am auzit că o zis ceva. O făcut. Ha? A, deci de aici faci tu așa. Nu, eu fac... Ha. Nu, era o chestie cu unul care îi făcea stream snipe forcing și făcea ha. Nu ți-am arătat niște videouri de aia când... Nu, dar știu că faci de îl urmăreau... Îl urmăreau vreo 20-30 de oameni pe forcing și tot scoteau tot felul de sunete, știi? Și de acolo e unul care făcea ha. Cred că faci mai bine, chiar dacă nu l-am dar și eu, deci eu tac din gură, îmi văd de treaba mea acolo așa și Narcisa de treabă aici, dintr-o dată fac zgomote ciudate, da, știi? Da. Fac câte un zgomot stupid ca să-i atrag atenția. Bă, lasă pisicuța, dar nu mai fugări. Dar nu, mă, dar du-te totuși în peștera aia și ia căulul, că-ți trebuie căul. Da, dar sunt monștri. Dar nu mai sunt. Dă-i una carde. Dă-i una și dă-te în spate. Dă-i una. S, celălalt buton. Așa, gen, dă-i una și dă-te în spate. Nu mai apăsa de multe ori, că nu dai damage. Dar nu-mi dau seama. Bun, acum du-te iară. Mamă, dar ce? Ăla e doar un liliac, dar vezi că e unul acolo în stânga. Dă-i una și dă-te în spate. Păi nu știu de unde tot apar, dar apar. Oh my god, mai e încă unul. Sunt mulți, cred că din pădure, cred că în pădure stăteau la umbră, știi, și nu-i lovea soarele. Bravo, l-ai omorât. Nu-i lovea soarele și nu ardeau, știi? Hai, de pe bune că mă urmărești. Te sperie ăștia, dar gen da, când a venit creeperul și a explodat. Dar uite la mine. Are ochii, bă, așa cu verde și cam, se uită cam ciudat. Da, știu, dar lasă-l și pe el, că și el e om. Bă, ia căul ăla, bă. Te-ți trebuie căulul. Uite, are fața bronzată. Păi e pielea, mă, că blana e albă. Asta cu fața prea mult la soare. Păi asta e, că s-a bronzat la față, da. O să-ți îmbătrânească. Vrei să le dai sfaturi de frumusețe oilor? Da, m-aș bucura dacă m-ar asculta. Uite, da. Am găsit. Păi nu e asta, mă, trebuie să duci acolo, mă, trebuie să iei ăla. Dar oare mai mă, știu nu mai unde sunt, mai este? Mă, da, e fix în față, pe acolo, uite așa. Aha. Du-te așa și tot ok. O să fie groapa bun, imediat. Bun, hai că mă descurc. Uite-o acum. Fix acolo, vezi? Uite, dar uite, și sau aia? Nu, asta nu e aia. Pare mai înfricoșător. Du-te acolo, uite așa. Și ia târnăcopul în mână, Hai mă, coboară, că nu mai e nimic. Care-i târnăcopul ăsta? Unu. Așa. Du-te și strică chestiile alea cu negru, alea. Astea. Ține apăsat click. Astea.
Da, ține apăsat click. Poți să mă duc mai... O să te duci, că nu mai e absolut nimic, mă. Da, așa este și ultima oară. A, s-aude ceva. Dar nu, că se aude departe, stai liniștită, nu s-a aici. Bun, și acum... Și acum ia-le pe toate. A, uite-l. Ce-ai văzut? Uite-l, e din partea... Ia. Păi stai, mă, că vreau să... Stai, știu. Uite-l. Ia, dă-i una, dă-i una cu sabia. Nu, stai, mă descurc, lasă-mă. Hai să te văd. Acum. Și acum mă dau în spate. Acum. A, și? Și? E ăla care bubuie și gen... Ăla... Mai ai jumătate de viață, creeper-ul, da. Creeper? Păi creeper. Și atât de mult mi se duce păi viața. Păi se duce viața, da. Păi dar l-a dat cu arcul sau cu ceva? Păi nu, că la scheletele care dă cu arcul. Creeper-ul ăsta verde care are păi patru piciorușe da, mici și cam ciudat. Da, dar nu trebuia să apropie de tine? Păi da, dar s-a apropiat suficient cât să fâsâie și după aia nu te-ai dat suficient de departe deci, destul de repede sau... Dar sigur o să mor. Păi, deci sigur nu e nimic aici, mă. Stai liniștit, dar trebuie să iei târnăcopul, în mână. Aveai carne, dar e cu carnea în piatră. Normal că nu reușești. Bă, da, ce-ai drept, da, au ieșit câțiva monștri din peștera asta, dar pot să-ți promit că nu mai absolut nimic și ai omorât tot ce era, știi? Poți bala pariu cu unul în spatele meu. Nu e mă nimica. Uite, fii antenă, uite, acum du-te în inventar. Du-te în inventar. Nu e mă nimic acolo, du-te în inventar, mă. Stai un pic, acum așa. Și ia bețele și pune-le jos acolo. Aici? Jos, acolo. Și ia, uite, astea, cărbunele și pune-le sus. Acolo. Și acum ia mai multe torțe. Ia-le așa, ia-le pe toate, tac. Bun, pune-le peste dar alea de acolo. Dar mai simplu dacă furam așa. La oameni. Ia-le pe alea iară și pune-le acolo. Păi da, mă, dar până furi de la oameni durează și pune-le aici. Aici. Așa. Asta o pun aici. Da. Și uite, acum când o să apeși pe 3, poți să pui torța. Știi? Pe 3. Poți să apăsi. Da, sau pe rotiță, da. Și du-te în peșteră și pune torțele ca să fie lumină. Da, să... Nu e mă nimic, am o stare liniștită. Băi, dacă zic, bă, asta deci eu... A cincea oară că mă minți. Mă, dacă eu zic că nu e nimic, mergi mă și pune torțe, mă. Păi, dar safe. Ei n-au nevoie de la torță? Adică nu arde de la torțe. Nu? Doar la soare? Gen. Doar de la soare dacă îi zici asta numai unele creaturi. Păianjenii, de exemplu, nu... Dar nu mă deranjează păianjenii. A, n-ai văzut încă un păianjen? Lasă că-l vezi tu. Fai, mamă, stai păianjen? E mare, e păianjen de la mare! Cum îl mușcă? Da, mi-a dat 3 pumni și a murit. Păi dacă aveai o minimioară jumate. Oh, no, wait, unde ți-e patul? Wait, nu, e fix în spate, e ok, o vine și noaptea. Ai pierdut tot. Am adunat. Păi băi, eu m-am bazat pe faptul că ești gameplayeriță profesională și bați un păiangăn. Cum să te bată un păiangăn, mă? Uite, deja 2020. Schelet, apăr schelet. Și zombie, du-te, fugi. Cum de crea. Pe control, așa. Ei, bine. Dar mă mai prinde pe mine. Dar mă duc lângă ăla care îmi pușca. Cum ai zice? Golemul ăla? Golem, da. Mă duc lângă el. Ăla să știi că chiar omoară monștri. Da, protejează villagerii, dar s-ar putea să te atace și pe tine. Da, dacă nu mă duc lângă calul ăsta, nu pot să mă urc. Poți să călărești calul, dar îți trebuie o șa. Oh my god, păiangănă e fix lângă tine. O dat în mine. Asta e oaie. Acum e neagră și Dumnezeu. Da, mă, sunt mai multe culori. Poți să găsești și o oaie roz, numai că e foarte roz. Rară. Da, și dacă pui numele... Dar de ce nu mai poți să le... Vezi că țineai shift-ul. Și gen mergeai ușor de asta. Nu-mi dat seama. Acum e maro. E bine, fugi într-o casă, mă, ca să poți să fii la adăpost. Casele alea de acolo. Alea, care au paturi, du-te într-una și pune-te să dormi în pat. E bine, nu asta, că în asta am distrus patul, dacă ți-aduce aminte. Vezi în aia de acolo. A, deci astea rămân așa distruse. Băi, în spate, oh my god, era și o vrăjitoare afară. O vrăjitoare? Nu aici, numai aici, că e o chestie deasupra capului și nu poți. Nu. Oh my god, ești unul. Mă, deja alergam. Ăla e foarte rapid. Unde-i vin? Trebuia să intri într-o casă. Nu știu unde te duci. Du-te în dreapta. Ok, știi ce? Dacă tot ai șleacta de zombi după tine, urcă sus, fugi, sari acolo. Așa, și fugi, aici. Mergi. Fugi și mergi. Nu mai mergi. Așa, mergi și fugi și găsește unul de la înalt și negru, că te ajută ăla. Care? Acolo, în stânga. Unul de la care ține să nu te uiți. Trebuie să te uiți la el acum. Da, trebuie să te uiți la el, că ai prea mulți moși după tine. Nu, aruncă ăla. Aruncă scheletonul. Nu, da, exact. Ăla verde fâsâie și plesnește. Și du-te și caută unul de la. Mi se pare că aruncă bombi. Unde-i mă, frate, un Enderman? Enderman îi zice? Da, Enderman îi zice la ăla negru și înalt.
Ok. Ia mergi, mergi. Nu, aveți că apeși shift, apeși shift. Apeși, apăsai shift cu degetul inelar, gen, băi, așa îi zice la ăla, nu? Gen inelar. Da, inelar. Oh my god. E bine, vom pune capăt acestui minunat episod aici. O să ne revedem pe data viitoare când ar trebui să mai jucăm jocul ăla cu mutatul de chestii. Da. Că ăla mi s-a părut super funny. Da, interesant.